Dacă așa interpretăm cum vrea doamna președinte a Republicii, atunci eu ca istoric vă aduc anul 33-34 cu anul Adolf Hitler la putere. E cum așa, puțin. Eu nu vreau să compar. Eu aduc un deci un exemplu istoric, da? Care s-a întâmplat nu numai în Germania, s-a întâmplat încă 90 state după al doilea război mondial, chiar în regimurile așa numitele semi-democratice. Eu nu vreau așa o republică prezidențială. Eu vreau o republică prezidențială cel puțin ca în Statele Unite ale unde fiecare știe ce are de făcut și când ajung să duc să judică la judicată. În cazul de față, dacă noi tragem judecătorii, dacă îi numim de președinte, de ce ne trebuie să steamă? Dacă îi numim de parlament, dacă trimitem încolo membrii de partid, hai să ne mai minte cum s-a format ultima componență. Guvernul trebuie să fie lui, fracțiunile parlamentare trebuie să Și după aceea noi vrem ca oamenii ăștia să fie independenți. Domnul, domnul Stepaniu, haideți să vă adresez o întrebare. Președintele are atribuții numai cele fixate în Constituție. E adevărat. Cele care ca sunt să acolo. să le aibă mai mult, dar la ziua de astăzi el nu poate depăși. un moment. Vreau aici să ne oprim un pic. E legat de -ale, nu, nu Nu am, am plecat pe foarte... mult. ei n-ați întrerupt Pe mine m-ați întrerupt. Eu am vrut încă -un, înc un argument să spun. Păi eu am să vă întrerup pe amândoi, că altfel o să avem un monolog și un monolog și nu o discuție. Republic, ce Vreau să o întrerup și pe doamna Da. Uh, este al poporului. Cum știm ce vrea poporul de la noi? Sondajele, ele nu sunt într totul obiective, da? Deci, nu putem tendințe, nu putem ști exact ce se întâmplă. Alegerile prezidențiale în care unul dintre mesajele de bază, candidatul a ales a fost eu dacă vin, dacă sunt ales, dacă vin, uh, vin la președinție, uh, organizează anticipat. Asta este un fel de referendum sau nu? Este un fel de a cunoaște voce, ce crede poporul sau nu? Acum But, nu vorbim despre atribuții, vorbim despre ce vrea poporul. Așa e. Right. Deci, mă întorc înapoi la Germania anul 1933. Prima lege adoptată de Hitler a fost, cum s-a numit? Legea despre prepararea drepturilor poporului și națiunii. -a și în baza acestei legi s-a început lichidarea partidelor politice și închiderea Parlamentului. Parlamentul, deci, i s-a luat drepturile de a adopta legi la 12 martie 1933, după două luni pe ce a venit Hitler la guvernare. E argument, mai departe, peste un an de zile, să anulează în general sistemul de drept german. Adică, de fapt, în locul sistemului judecătoresc, care au încercat să-l oprească, pe, dictator, da? El își creează o palată în care el, nu, el numea judecători personal, adică Adolf Hitler, cancelarul Germaniei. Noi, Curtea Constituțională, eu nu vreau să o întreb pe doamna Maia Sandu, eu vreau să o întreb Curtea Constituțională. În ne duc. Republica e parlamentară, fraților. Și aici era important să se citească nu numai că au trecut trei luni de zile, dar și condiții și a cui a fost candidatura. Este evident azi, pentru orice jurist, începător, întrebați-l pe dânsul, în când îl întreg, a cui s -a fost candidatori? a Parlamentului sau a președintelui? Au fost a președintelui, de două ori au fost candidatorii președintelui. Prima candidatură Gavrilit și a doua candidatură Grosu. Și inclusiv din partidul ei, inclusiv cu membrii, cu, cu, elita partidului, toți au intrat acolo. Nu este clar că asta e un atentat împotriva dreptului parlamentului. Și cu Curtea nu trebuie să atragă atenția.